a scos ceapă verde în 15 noiembrie. Este o delicatesă la orice masă. Scos câteva fire de pe un mic răzor din grădină. După ce am scos-o, pregătesc terenul și pun altă serie, ceapă de iarnă. Dintr-o lădiță cu ceapă din magazie, am ales cepele cele mai mici. Pe acestea le voi pune acum în pământ. Am pregătit terenul de unde am recoltat cealaltă ceapă verde și voi pune o altă serie. Deși suntem în noiembrie, ceapa rezistă foarte bine la temperaturi scăzute. Și vom avea o delicioasă ceapă verde pe timp de iarnă. Am pus în pământ aproximativ 50 de bulbi de ceapă, ceapă mică, pe care acum îi acopăr ușor cu grebla, pentru a fi în contact fer cu pământul și ploile din zilele următoare îi vor hrăni. Nimic mai simplu. Și astfel în grădină avem tot timpul ceapă verde, care este o delicatesă.